Accident grav în această dimineață la Pitești. 17 persoane au fost rănite după ce două autobuze cu navetiști s-au ciocnit. Autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție. În cele două autobuze se aflau aproximativ 100 de angajați de la uzina Dacia care se îndreptau spre muncă. Vehiculele circulau în aceeași direcție. La un moment dat, la o curbă, unul dintre autobuze l-a lovit pe cel aflat în fața sa. Martorii au sunat imediat la 112. La ora 6:10 s-a activat planul roșu, au intervenit autospeciale de la Zmur și de la Saj în număr de 9 și de asemenea am avut 3 echipaje cu apă și spumă și o autospecială de transport victimă multiple. Șoferul autobuzului care nu a păstrat distanța de mers a rămas încarcerat. El a fost scos de pompieri. Șapte persoane au fost transportate la spital. Cel mai grav rănit este șoferul care a fost descarcerat. Au existat și răniți care au refuzat să fie duși la spital. A sunat colegii băiatul și băiatul a venit după el la spital. Cum e? În ce stare s-o E rău. E șoferul de pe... Nu e șoferul. A fost pasager, adică pasager, da. Mergea la uzină, la muncă, da. Am primit în total 17 victime. Din fericire, dintre acestea doar una este în stare gravă, șoferul unei dintre mașinile implicate în accident. Ne concentrăm acum pe echilibrarea lui. Celelalte victime au fost deja consultate, evaluate, s-a acordat primul ajutor. E vorba de mici traumatisme, plăci, contuzii, entorse. Înainte de impact, șoferul le-ar fi spus muncitorilor că a rămas fără frână. A rămas fără frână? Ce s-a întâmplat? A rămas fără frâne? Era în față, pe locul mai din față sau mai în spate? Polițiștii au deschis o anchetă pentru a vedea ce a dus la acest accident extrem de grav.